Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Într-un final a ajuns iPhone 12 Pro Max, cel mai mare model al lui Apple de până acum. De ce? Pentru că ecranul este de 6,7 inch în diagonală și cântărește undeva la 228 de grame. Da, este un dispozitiv destul de greu, dar în continuare este construit din aceleași materiale premium. Ramă din oțel inoxidabil și sticlă Gorilla Glass pe față și pe spate. În orice caz, este un telefon destul de așteptat. La mine a ajuns ceva mai târziu, dar nu mă deranjează acest lucru pentru că am primit și un update la software și, bineînțeles, după ce a trecut tot hype-ul, pot să-l iau și să-l testez liniștit. Și, bineînțeles, asta am și făcut, iar astăzi vom vorbi despre impresiile pe care le-am avut referitoare la acest model. Ideea este următoarea. Dacă ești un profesionist care se ocupă cu editare foto-video, ai putea lua în considerare un astfel de dispozitiv pentru a-ți duce munca la bun sfârșit? Nu, nu poți să faci asta. Deși, într-adevăr, Apple a crescut în performanță și, bineînțeles, în calitatea fotografiei, diferențele sunt atât de mici încât îți trebuie o imagine veche și una nouă ca să poți să observi diferențele. Și fix despre asta vom vorbi mai târziu. Dar până atunci, hai să vedem ce are înăuntru, ce face procesorul acela de 5 nanometri și, bineînțeles, să vorbim puțin despre ecran, pentru că este ceva mai mare, dar mulți dintre noi am așteptat iPhone 12, am vrut să vedem dacă are sau nu 120 de Hz, din păcate nu am primit acest deliciu, să-i spunem așa, din motive legate de baterie. Și da, acesta are cea mai mare baterie pe care un iPhone oare și da, ține o zi întreagă, poți să-l folosești, să te uiți la videoclipuri, poți să te uiți pe rețele de socializare, să asculți muzică și așa mai departe și o să ajungi seara cu vreo 20%. Cel puțin, cam asta mi s-a întâmplat mie după o zi întreagă. În orice caz, bateria ține un pic mai bine decât iPhone 11 Pro Max și nu primești încărcător în pachet. Dincolo de diagonala un pic mai mare a ecranului, multe schimbări nu au avut loc. Poate puțin rezoluția, care acum este 1284x2778 de pixel. În schimb, panoul a rămas același, XDR OLED HDR10, ce are o densitate de aproximativ 458 de pixel per inch. Ecranul fiind mai mare și manevrabilitatea telefonului este ceva mai dificilă. Îți trebuie niște mâini foarte mari să ajungi în partea de sus a ecranului și cu toate acestea trebuie să faci ceva gimnastică cu degetul arătător. Așadar, acesta nu este cu siguranță un telefon de folosit cu o singură mână, plus că alunecă foarte, foarte rău. Rama aceasta lucioasă este foarte alunecoasă, iar spatele, chiar dacă este satinat și mat și cumva îți dă mai multă aderență, când ești umed pe mână sau când ai mâinile foarte uscate, se întâmplă exact același lucru ca și în cazul lui S21 Ultra. Îți va aluneca și ar fi și păcat să dai cu el de pământ, așa că recomand să folosești o husă, chit că este originală de la Apple, dar acelea sunt destul de scumpe, chit că folosești o husă aftermarket de, eu știu, 50 de lei, 60 de lei și așa mai departe, vei spori gradul de aderență al acestui telefon. Dincolo de dimensiunea puțin mai mare și, bineînțeles, acest aspect industrial cu rame plate, multe lucruri nu s-au schimbat la exterior. În interior, în schimb, lucrurile stau puțin diferit. De ce? Pentru că, exact ca și frații mai mici, iPhone 12 Pro Max folosește același chipset. A14 pe 5 nanometri este un procesor foarte bine optimizat și foarte eficient din punct de vedere al consumului de energie. Față de 11 Pro Max, acesta are 6 GB RAM. Ce faci cu ei? Nu știu, pentru că până acum toate telefoanele de la Apple au mers bine mersi cu 4 GB RAM, sistemul de operare era foarte fluid și, bineînțeles, puteai să schimbi dintr-o aplicație în alta fără absolut niciun cusur. Cu toate acestea, schimbările adevărate sunt la capitolul camera și aici voiam să ajung de la începutul videoclipului, pentru că Apple introduce pe un telefon mobil o metodă nouă de stabilizarea imaginii. Nu mai avem stabilizare optică în care lentila se mișcă în interiorul incintei,
și avem o tehnologie de se numește Sensor Shift. Această tehnologie este mai des întâlnită la aparatele de fotografiat decât la telefoane și constă în mișcarea senzorului pentru stabilizarea imaginii. Practic, lentila stă fixă și senzorul se mișcă pentru a putea crea efectul acela de gimbal, să spunem, sau stabilizarea în sine. Plus că senzorul este mai mare. iPhone 12 Pro Max are cel mai mare senzor dintre toate telefoanele Apple de până acum. Asta înseamnă că ar trebui să prindă mai multe detalii, mai multă lumină și pozele să fie mult, mult, mult mai calitative decât pe celelalte modele sau modelele din anii trecuți. Însă asta rămâne de văzut, asta vom testa în episodul următor, unde vom face un mic showdown între 12 Pro Max și S21 Ultra. Probabil cele mai bune telefoane până la ora aceasta în ceea ce privește fotografia pentru mobil. Pe partea hardware nu s-au făcut multe modificări. În continuare avem un aranjament triplu, însă de data aceasta este introdus și un senzor LiDAR, întâlnit prima oară pe iPad Pro. La fel ca anul trecut, toți cei trei senzori au o rezoluție de 12 megapixeli. Cel principal are acum o deschidere mai mare, f1.6 în loc de f1.8. Senzorul secundar a primit o lentilă telefoto 2.5x în loc de 2, iar deschiderea f este acum 2.2 în loc de 2.0. Stabilizarea optică este în continuare prezentă. În final, avem și lentila ultra-wide cu deschidere f2.4, la care Apple nu a modificat nimic. În ceea ce privește calitatea foto, nici nu mă așteptam la altceva din partea lui Apple. Cadrele sunt bine expuse și pline de detaliu. Autofocusul este rapid și precis în absolut orice condiție. Cel mai probabil senzorul LiDAR are ceva de spus. Apple este într-o continuă dezvoltare a softului și este dovada că nu-ți trebuie un hardware cu specificații astronomice pentru a avea rezultate mai mult decât satisfăcătoare. În final, hai să discutăm și despre bateria acestui telefon, care este puțin mai mică decât cea a lui 11 Pro Max. În schimb, se încarcă la 20W în loc de 18W. În continuare, wireless charging-ul suportă până la 15W, doar că de data aceasta avem acel încărcător magnetic care există pe toată linia nouă de telefoane a lui Apple. Am reușit să storc undeva la o zi. O zi de utilizare mixtă, asta însemnând, știți și voi, Facebook, puțin Netflix, puțin YouTube, rețele de socializare, chat și muzică. Cam asta ar fi de spus despre iPhone 12 Pro Max. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să vă dați cu părerea despre el în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem în curând cu acel super camera test, pentru că sunt super curios, sunt max de curios și ultra de curios să văd cât de bine se descurcă aceste două telefoane cot la cot. Pentru că am așa un feeling că de data aceasta Samsung-ul a reușit să-i depășească pe cei de la Apple cu un pic, un pic. Dar e doar un feeling, e doar o senzație. Evident, trebuie să testăm asta și să vă arătăm și vouă. Salut!